O pruncă din satul Urșița, comuna Mironeasa, județul Iași, care ar fi împlinit abia peste câteva zile, o lună de zile, a fost înmormântată astăzi, 2 februarie 2022. Rânduiala mormântării pruncilor a fost săvârșită în biserica cimitirului din Urșița de către preotul paroh Emanuela Petrei. Micuța mutată în lumina cerească a venit pe lume la începutul lunii ianuarie a acestui an. Deși copilul a avut câteva probleme grave de sănătate, mama a ales să o aducă pe lume și a refuzat să avorteze. Micuța a avut parte de taina botezului în spital. Astfel, după ce sufletul ei a plecat către ceruri, s-au rânduit toate cele necesare pentru înmormântare. În sprijinul familiei îndoliate a venit arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbul din județul Iași. Părintele stareț s-a îngrijit ca pentru slujba de mormântare să fie pregătite toate pomenile așa cum este rânduiala. Cuvântul de mângâiere adresat familiei îndoliate și celor prezenți, părintele Emanuel a Petrei a mulțumit părintelui stareț Nicodim Gheorghiță pentru că a suportat toate cheltuielile necesare prohodirii pruncei. Membrii familiei au oferit pomana trimisă de către părintele stareț oamenilor și copiilor prezenți în număr mare la acest moment. Cartea Predici la înmormântări, în al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rătăuților, menționează următoarele. Prin botez, copilul este încredințat lui Dumnezeu, încât toate ale lui Hristos, nașterea, viața, moartea și învierea, devin ale lui. De altfel, copiii sunt o pildă vie de inocență pentru noi, motiv pentru care și Mântuitorul îi elogiază în nenumărate rânduri zicând, și cine va primi un prunc ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Un copil este în măsură să-ți transforme casa într-un paradis, accesibilizându-ți împărăția lui Dumnezeu. Prin el însuși, copilul este o mărturie vie, concretă, despre lumea transcendentă a luminii, neprihănirii și bucuriei veșnice.